Imagini parcă desprinse din filme de groază au fost surprinse de o persoană între stațiile Șoldana și Iacobeni. Linia ferată pe care circulă trenul Iași-Dorohoi arată ca după bombardament. Calea de rulare s-a deformat, iar terasamentul pare că se duce la vale. Chiar și gările de pe acest traseu sunt uitate de timp. Mai grav este că zilnic 13 trenuri trec în această zonă. Pe acest segment circulă un operator privat. Astfel de imagini sunt tot mai dese în mai multe regiuni din țară. În lipsa investițiilor, rețeaua de cale ferată a României se degradează de la an la an.